Bună seara, dragii mei! Astăzi vremea a fost închisă în vestul, centrul și în nord-vestul țării. În Banat și în Crișana am avut condiții de precipitații mixte, iar în Maramureș, în Transilvania și la munte a nins. În celelalte regiuni, cerul a fost variabil cu nebulozitate și precipitații mixte, în special în extremitatea de sud-est. Maximele s-au încadrat între minus 1 grad și 7 grade. La noapte, cerul va prezenta înorări în vestul nord, vestul, nordul și centrul țării și doar cu totul izolat, mai ales în zonele de munte, vor fi ninsori slabe. În restul teritoriului, cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab până la moderat, dar cu intensificări pe crestele Carpaților meridionali. Temperaturile minime se vor situa între minus 15 și minus 3 grade. Mâine cerul va fi variabil în sudul și sud-estul țării, iar în rest vor fi doar înorări temporare. Va ninge slab, în special în nordul Carpaților orientali și în munții meridionali. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 1 grad și 9 grade cu plus. Dar să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi predominant înorat, iar termometrul va indica 4 grade în Târgoviște, 6 grade în Călăraș. În Transilvania ne așteaptă o zi rece. Cerul va prezenta înorări, iar maximele ajung până la 5 grade în Sibiu, 3 grade în Târgu Mureș. În Moldova, cerul va fi mai mult înorat, iar vântul va adia moderat. Maxime de 5 grade vor fi în Focșani, 6 grade în Piatra Neamț. În vestul țării, cerul va fi variabil și sunt anunțate ninsori slabe pe arii restrânse. Termometrul va indica 8 grade în Timișoara, doar 2 grade în Baia Mare. În Oltenia, cerul va fi variabil cu norări temporare. Vor fi 5 grade în Slatina, 5 grade și în Râmnicu-Vâlcea. În Dobrogea vorbim de vreme plăcută, cu atmosferă însorită în mare parte și iată maximă de până la 8 grade în Mangalia, 7 grade în Medgidia. În capitală, cerul a fost înorat, în special din a doua parte a zilei, iar acum spre seară vântul s-a intensificat. Maxima a ajuns până la 8 grade. La noapte să știți că va fi cam frig, minima coboară la minus 9 grade, iar cerul va fi variabil. Mâine temperaturile sunt în ușoară scădere, cerul va fi mai mult înorat, iar în jurul prânzului maxima ajunge până la 6 grade. La munte cerul va fi temporar noros și pe arii restrânse va ninge slab, asta cu precădere în nordul Carpaților orientali și prin munții Apuseni. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări îndeoseb la altitudini mari. Vor fi 3 grade la Stâna de Vale, 0 grade în Semenic. Iar acum prognoza meteo personalizată. Laura m-a întrebat cum va fi vremea pe 7 februarie în Vaslui. Maxima ajunge până la 9 grade, iar cerul va fi variabil. Dacă vreți și vă prognoză meteo personalizată chiar în direct, tot ce trebuie să faceți este să-mi trimiteți un e-mail pe adresa meteo@canalde.ro. O seară excelentă să aveți, indiferent de vreme!